Aleluia! Cu ce ne hrănim, ce mâncăm pentru sufletul nostru, pentru Duhul lui Dumnezeu care a fost turnat în inimile noastre? Vă dau un exemplu din gura lui Iisus Hristos. Ce înseamnă să mâncăm mâncare tare? Că cuvântul lui Dumnezeu spune e ca o sabie cu două tăiușuri. Aleluia! Și cuvântul acesta este ca un lapte pentru cei născuți din nou în Duh, că noi ne-am născut toți morți în Duh, depărtați de Dumnezeu. Și când am acceptat pe Iisus Hristos, ne-am fost născuți în Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! Dar acest Duh al lui Dumnezeu are nevoie să crească la o maturitate și o cunoștință a lui Dumnezeu în noi. Aleluia! Să auzim direct din gura lui Hristos ce înseamnă să mâncăm mâncarea lui Dumnezeu și ce înseamnă să mâncăm mâncare tare. Vă rog frumos să luați atenție că citind scrisorile apostolilor față de bisericile noi născute, înțelegem că Duhul Sfânt a vorbit într-un mod în care copilașii noi născuți în Duh să priceapă. Mâncarea tare, ei nu numai să citești cuvântul și să rămâi doar la citire, să fii plin de cunoștință. Dar ce faci cu această cunoștință? Vine un moment de maturitate în viața noastră, când trebuie să punem în practică ce am învățat. Altfel, suntem ca niște elevi în școală care rămânem clasa într-una. Învățăm și tot nicăieri nu ajungem. Uitați-vă ce spune Hristos. Citesc de la Ioan, capitolul 4, trezirea Samariei. În timpul acesta, de la versetul 31, în timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: Învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică unii către altul: Nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Aleluia! Acestea sunt cuvintele Mântuitorului. Pe a cui urme eu și cu tine trebuie să pășim. Exemplul lui trebuie să-l trăim. Aleluia! Luăm și exemplul fraților și a surorilor care au mers înaintea noastră și au lăsat o cale pentru noi să o urmăm. Aleluia! Viu este Domnul! Aleluia, care este îndelung răbdător cu noi. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Osana, viu este Domnul. Aleluia! O pocăință autentică, o pocăință care nu mai vrei să ții în tine gunoaiele lumii, lucrurile negative, iertarea, certurile, dezbinările. Nu vrei să le ții în tine. Nu, ele sunt niște gunoaie. Acestea sunt niște gunoaie pe care nu trebuie să le accepți. Încarcă-te cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu și fă
ce a făcut Iisus. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Fiți binecuvântați în numele lui Iisus Hristos. Ne hrănim cu laptele duhovnicesc din Scriptură și ajunge timpul când trebuie să ne hrănim cu mâncare tare, care înseamnă să împlinim. Să împlinim lucrarea lui Dumnezeu. Aleluia! Fiți binecuvântați în numele lui Iisus! Fiți binecuvântați! Să fiți luminați! Transformați! Plini de înțelegerea cunoștinței, adâncimii, lărgimii, înălțimii a dragostei lui Dumnezeu care este ascunsă în Hristos Iisus. Hosana, aleluia! O, dacă am înțelege bunătatea Tatălui care mi-a făcut-o. Tatăl este acela care te cheamă pe nume, ești a Lui. Nimeni nu te va despărți din mâinile Lui. Hosana, aleluia! Nu vă fie frică. Nu vă fie frică, copilașilor. Aveți credință în Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos. Aleluia, amin.